John! What happened to people can happen here. John! Aici apare. Băi, nu vă bat din seamă. So guys, please. John! Ce zice, fă? With all my heart, it's not easy. Gămeaș, pula-n familia ta, dacă e video. Cum video? Și pula-n familia la sclavi ăștia, ce proștesc. De unde fă știi tu dacă era live? Și cam ce era să-mi dea bandam de joc? Bandam cine pula mea? Iure. Te slobos de fraier. Florin Preda, te iubesc, mătru meu. Ai mă piși pe el să moară copiii lui Cristi. Să-mi bagi becher ca el. Te mint. Dar ce era să-mi dea și mie de joc? Cam ce avea? Ai, slobos. Moară copiii lui Cristi, nu era live, că mă și jur. Acum că era video, cum zici tu, nu știu, da. Florin Preda, te iubesc, răducule, să-ți dea Dumnezeu sănătate la familia ta. Băi, dracu sclav, cum pula mea, mă, manevrează video-ul ăla de-l... 60.000 de urmăritori. 500.000, da. Păi tu, măi, când am văzut urmăritorii, ne-am pierdut cunoștința. Florin Turcu, te iubesc cu mătru' meu, mâncați a școalii tale. Cât o distribuire fiecare, trăiască copiii voi și tot ce iubiți voi. Oaie, ce faci, bă, cu mătru' meu frumos? Te-ai răcit de mine să moară nepotul meu. Mai vii prin vizită pe la mine, n-ai mai venit. N-ai mai venit pe la cu mătru' tău. Oaie, mă iubește, moară nepotul meu. De m-ar iubi toți prietenii mei ca oaie, aș fi șeful României. Îl știi și tu. E câțiva prieteni care mă iubește mult de tot pe TikTok-ul ăsta și îmi dă din inimă. Cum mă iubește Gabi, ăla Daniel Cristi, Găbițul din America, Creierosul, mâncaia și pula lui. Bine că ăla e familia mea, Creieros. Auzi că vorbesc de bătaie, Bandav? Păi de ce ăla? E frică de bătaie, Bandav sau cum? Să nu spui că și lui Van Damme e frică de mine. Nu se moară nepotul meu dacă îmi fădă familia mea, dacă n-ai cât nu merg până la 3. Normal că așa mă bate. Bine că nu mai mă bate, că e prea bătrân. De Van Damme vorbeam. Iasmina, 3 întrebări, puiule, drag. Bine. Că ți-aș curăță. Cătăline, te iubesc cu mătru meu. Tu nu știi ce bătaie a luat la Constanța? Pe Valentini l-a dat afară, am auzit, bodyguards. Că nu-i România, e mai greu. Să moară copiii lui Cristi, trebuie să te cheme Costeluși. Ca să nu sară bodyguards-i pe tine. Mă înțeleg ce spun. Vine la bodyguards la mine, dacă vine decât poate să te rog frumos să pleci. În restul, ce să zică? Ce să zică? Ai înțeles? Că între fiecare bodyguards după pământ, există și câte unul haladiș și șmecher. Și ăla știe că băieții trebuie să vorbești frumos că e șmecher. Și când aude că ești nume și l-a trăit cineva acolo, omul vine el și îi preia inițiativa. Ia vină cu metria, mâncați-aș pula ta, că nu te lasă ăștia aici. Hai să pleci. Ai înțeles? Mersi, mersi de aprecieri, gaz. Daniele, te iubesc. Tap-tap pur toată lumea. Da. Răzbi, te buc. Danielul meu, mănânc pula ta. Te uiți acolo. Păi așa zice, mâncați așa cu aerite. Iosif Laicu, oaie, faceți și voi ordoiu. Iosifică. Faceți și voi ordoiu, mâncați așa cu aerii voastre, ordoiu. Trei întrebări pentru cumătra noastră. Marius. Poate te înjură. Nu mă înjură. De ce să mă înjure? Ce, am greșit eu cu ceva?
Faceți și voi doi, vă rog frumos, trei întrebări aspre pentru tocilara asta, vă rog mult de tot. Aspre pentru tocilara asta! Tocilară nu e un cuvânt de deranj, că tu așa zici că ești tocilară. Deci tocilară, știai că și Cindy Crawford a fost tocilară și Sharon Stone a fost tocilară. Iosif Laicu. Robert, Cătăline, te pup cu drag. Tocilării înseamnă oamenii care s-au dedicat cărții, bibliotecii, cititului, cultivatului. Iosif Laicu, toți ori trei mâncava și pula voastră cu metrii mei, ori trei trăiască copiii voștri. Și Morena e tocilară, da. Morena e tocilară, măi, uite, ești nebun. Hai băieți, la ori trei, ori trei. Iosif Laicule, te pup cu drag, să-ți trăiască mama ta. Încă una, încă una, forță, încă una, forță, mâncați-a și cu ai litere de cu mătru meu. Claudiu, Iosif, te pup viața mea. Trăiască mama ta. Am văzut ce lanț are românca la gât. Pe lanțul ești, Geana. Ce panaramă ești. Hai mă băieți, Claudiu Ion, te pup viața. 500 de persoane, mă, așa puncte, mâncăva și pulică voastră. Nu-mi trage și mie unul mai cu inima așa să simt și eu că sunt iubit de Dumnezeu. Mâncăva și inima voastră să vă mănânc. N-am ce să întreb o mie de puncte, dă-o în pula. Ce să-i fac? A fugit. Să moară mama de n-a fugit. Aleagă praful de mie de n-a fugit. Știe cum fac praf. Bine, cred că s-a gândit și așa n-a făcut 2000 de puncte. Dă-i fă și mă lingur. Nu stau foiul bine aici să fac live, să aleagă praful de mine dacă stau. Emre, te pup. Păi, dar e locul meu acolo unde am eu talentul meu, am cazul meu, am stilul meu. Nu stau eu bine aici. Nepotul meu să moară dacă mi-o place în vreun fel. N-am nimic, n-am. Zici că n-am nici, nu sunt pe TikTok acolo. N-am nicio treabă. Ce e cu Narcisa? Narcisa să-i bag și mă. Așa le trebuie să lași cum era din aur. Așa pui ține. Cum îmi dă? Acum în față mai îmi dă? Hm? Eu zic că e perfect așa, nu? Da. Fieraru, unchiul meu, de ce ai fugit din meci și m-ai lăsat? Că m-am simțit prost mâncația și pula ta. Eu... Na, ai fugit de la... Ei, salut, Costeluș! Te pup, unchiul meu frumos, ce faci? Uite, m-a pus de 20, de 30, trăiască copii.